Pompiliu Crai, președinte interimar al Partidului Forța Dreptei, Organizația Județeană Hunedoara, a anunțat în emisiunea Hunedoara în direct cine va fi în anul viitor contracandidatul lui Florin Oancea la primăria Deva. Nominalizat de partid pentru această candidatură este Alin Amititeloaie, recent înscris în Partidul Forța Dreptei alături de un grup de câteva zeci de simpatizanți. Eu îi promit așa, domnului primar, că la alegerile viitoare, în 2024, va avea un contracandidat. Nu știu dacă și de la PSD, dar de pe dreapta va avea un contracandidat. Cine va fi acel contracandidat de pe dreapta? Deci noi, Partidul Forța Dreptei, eu pot să vă spun deocamdată despre noi, despre Partidul Forța Dreptei, recent, chiar ieri, s-a înscris în Partidul Forța Dreptei cu un grup de vreo 20 de persoane domnul Alin Amititeloaie. În prima ședință de birou județean, repet, eu îl voi propune pentru această funcție și domnia sa se va ocupa de organizația DEVA. Aș vrea să amintesc că el a candidat la alegerile trecute pentru primărie ca independent și a obținut un număr substanțial de voturi. Este o persoană activă, cunoscută și eu zic că va face o figură frumoasă.